Hei, salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod la mine pe canal. Da, băieți, suntem în sfârșit în PES 2020 Mobile. Deși jocul s-a lansat acum ceva timp, acum câteva zile, e bine, serverele n-au mers, cum știm că sunt ăștia de la Konami. Și sincer, băieți, nu am așa mare încredere că jocul va fi ceva față de anul, cel de anul trecut. Nu știu ce să zic, haideți să apăsăm pe ecran. Sincer, dau seama că este un pic schimbat din cauza meniului ăstuia, dar nu am așa așteptări mari de la joc. Și de la PES 2019 aveam așteptări și ce-a fost? Ați văzut, acolo am avut câteva erori de server, dar se pare că suntem în joc, băieți. Mi-a spus un băiat pe Facebook, chiar mi-a zis un băiat pe Facebook ce trebuie să fac, eu nu știam asta, că trebuie să apeși pe ecran de mai multe ori pe retry, n-am încercat, dar mi-a spus un băiat pe net și se pare că merge jocul. Îl aleg pe ăsta. 4-3-3, pentru că e o formație mai na, mai... Haideți să vedem meniul și... Ok, avem ceva schimbat, dar... nu știu ce să zic. Arată dezamăgitor. Super dezamăgitor. Hai să construiesc echipa și mă voi întoarce la voi imediat. Bun, băieți, asta este echipa mea, mai aveam una, dar nu știu cum să o iau înapoi, am pierdut-o, nu știu ce naibii s-a întâmplat, nu știu cum s-a resetat. Dar după cum vedeți, asta este echipa mea, este destul de decentă. Pe echipa cealaltă aveam mult mai mare ratingul. Aveam pe Hazard, aveam toți jucătorii din joc aproape, aveam până și pe Ronaldo. Dar am pierdut-o și oricum asta este și așa voiam eu să încep un fresh start în noul PES. Bun, deci așa arată și cu rezervele făcute, avem un rating de 3100. Știu că sunteți mult mai bun decât mine, asta este, aici am rămas eu. Nu vreau să dau un des comentariu. Văd că are lag jocul și asta chiar nu-mi place. Bun, deci meniul nu prea e mare diferență, sincer. Melodiile, da, sunt schimbate, dar voi lua copyright dacă le dau drumul, să le auziți și voi. Așa că tot ce spun eu că mai este de făcut este să... Bun, l-au adăugat pe Lewandowski. Foarte tare. Asta este foarte bine. Thiago este foarte bun, văd. Neuer este foarte bun. Arată ok și jocul, nu știu, nu văd așa mare diferență. Adică știu că am spus asta și de... vechiul PES, dar ăsta nu văd absolut nicio diferență dintre ăsta și cel de anul trecut. Un lucru care mă interesează foarte mult este, am umblat cumva la optimizare. Pentru că dacă nu am umblat, avem o problemă uriașă. Ok, arată foarte bine, frumos. Și un pic de lag va veni și din cauza faptului că înregistrăm. Grafica, sincer, fiind mediu, nu arată așa de bine. Însă, na, și înțeleg acum, nu o să critic așa de mult optimizarea jocului, pentru că, până la urmă, n-am nicio cel mai bun telefon. Am un Huawei P10 Lite, dacă vrei, caută-l pe net să afli câteva chestii despre el. Are doar 3 GB RAM și un procesor 659 Kirin dintre ăla, dar nu este cel mai bun, dar ar trebui să ducă jocul. Adică, nu spun că ar trebui să meargă și pe telefoane de alea cu 1 GB RAM, dar 3 mi se pare ok să ducă bine... grafica medie cu 60 de cadre pe secundă. Da, se pare că nu este așa. Oricum, îmi voi upgrada telefonul anul acesta, deci a venit și timpul. Sper că pe ce telefon vreau să-mi iau, va merge jocul mult mai bine. Vreau să iau un iPhone 7, să vedem. Și sunt, da, adică sunt 100% sigur că va merge mult mai bine cu un iPhone 7. Însă nu cu toții avem iPhone 7, ca și în cazul de față. Am un Huawei P10 Lite, un telefon destul de ok, sincer. Cam atâta, băieți, de la mine. Mă gândeam să aștept până să termină meciul să pot să registrez ceva în meniu, dar durează prea mult. Nu am altceva de spus despre jocul ăsta. Spuneți-mi și mie ce părere aveți în comentarii. Samir aici. La revedere. Clipul acum. Bye bye.